Bună ziua, dragilor! Iată că am ajuns și la 14. Vă anunț că avem 22 de greșeli karmice, așadar nu mai avem foarte mult până la final. Rămâneți aproape și păstrați-vă curiozitatea până în ultim moment. Acum, cei care s-au născut până în data de 14 sunt fericiți cumva, sau poate nu, poate i-am pus pe gânduri și sper așa să fie. Dar fericiți cumva că despre ei s-a discutat, poate chiar o parte dintre voi deja ați căutat să vedeți, poate o parte dintre voi deja știți, dar am ajuns la cei născuți în ziua de 14 care au ca și păcat, ca și a doua natură, lăcomia, zgârcenia, ambariția. Da, practic, în viața trecută nu prea ai vrut să împărtășești cu ceilalți, mai ales cu familia, dar nu numai. Nici cu tine nu erai foarte darnic, ca să spun așa, în viața asta posibil, da? Apropo, la mare majoritate la care am discutat să faceți exact opusul, pentru că în natura noastră există și acest program de ok, nu mai fac acest lucru pentru că mi-o iau, pentru că devin recidivist. Și atunci, da, dacă sunteți în ziua de 14 născuți a oricărei luni, aveți foarte mare atenție, căutați să fiți darnici, să dăruiți mai mult decât atât. Viața o să vă pună în tot felul de situații în care, dacă nu vreți voi să dați, să fiți darnici, va trebui să dați. Și atunci, nu neapărat o să dați ceea ce vreți voi, ci viața poate o să vă ia ceea ce nu neapărat vreți să dați. Nu mai bine dați de la sine? Vin și vă întreb. Voi cei născuți în ziua de 14, cum stați cu dărnicia? Spor la conștientizări, dragilor!